Cum petreceți de Paști? Eu plec bine. Cum v-ați pregătit de Paști? Ne-am pregătit bine. Ce-ați pregătit bun? Pașcă, codonac, mâncare. Le-ați terminat pe toate? Nu, mâine. Mâine terminăm. Și de Paști, ce o să faceți? Ce să facem? Așa stăm la masă. O să mergeți la biserică? Da. Sfințiți Pasca? Da. Ce vă place foarte mult de Paști? Toate mâncările. Care mâncare preferată a dumneavoastră? Boș cu carne, friptură. Toate-s bune? Da. Mă numesc Ilinca Oroșanu și aș vrea ca să vă urez sărbători fericite și să vă intre lumina în suflet și să nu uitați ca în unele zile însorite să ieșiți afară. E foarte frumos și chiar vă rog din suflet să ieșiți afară. Ce-ți dorești să primești la iepurașul de Paști? Mai multe haine. Ce fel de haine? Tricouri, rochi, ce fel? Rochițe. Îți place să petreci Paștele cu familia ta? Normal că da, uneori mai facem și noi tradiții. Unde mergi când petreci de Paște cu familia? Stai acasă sau mai mergi undeva? Stau acasă. Ce-ți place să faci de Paște? Să obsesc ouă, să aș pe mama la mâncare. Ce mâncare îți place să mănânci de Paște? Mielul. De ce îți place atât de mult să mănânci mielul? Pentru că e suculent. Îl face mama ta bun sau în alt mod? Îl face chiar foarte bun. Cât de bun îl face? Cum îl face? La cuptor La cuptor. Îți place să petreci de Paști cu familia? Bineînțeles că da, nu-i așa? Îți doresc un Paște fericit alături de familia ta. Mă numesc Ilinca Pușcașu de la Ziarul Baz. Mă aflu în căsuța celor 7 pitici. Vă urez un Paște fericit. Fie ca sărbătoarele pascale să vă aducă multă bucurie în suflet și multă lumină. Luca Simina, Ziarul Baz. Cum petreci de Paște? Păi, ajut pe mama să vopsească ouă. Mai joc cu sora mea. Mergem la biserică să luăm lumină. Îl aștepți pe iepurașul de Paști? Da. Ce îți dorești ca să-ți aducă? Îmi doresc să-mi aducă un cățeluș. Și crezi că o să-ți aducă? Eu cred că da. Paște fericit! Să aveți multă bucurie în familie și să mergeți în seara de înviere și să luați lumina de la preot. Ce faci de Paște? Ouă roșii. Ce culoare au ouăle tale? Verzi, albastre, roșii, portocalii. Și iepurașul ce vrei să-ți aducă? Doar bucurie. Nu vrei nimic? Nu vrei o jucărie? Nu. Sunt Albert Anușca de la Ziarul Baz și vreau să vă urez Paște fericit, multă sănătate și noroc. Nu uitați în a doua sau a treia zi de Paște să ieșiți alături de familia dumneavoastră și să profitați de căldura care este afară.